Doi contrabandiști români din Suceava, soț și soție, au fost prinși în Marea Britanie. După căutări îndelungate, cuplul fugar a fost adus în țară de poliția română. Aceștia își vor petrece următorii 5 ani în spatele gratilor pentru comercializarea ilegală a alcoolului și a țigărilor aduse din Ucraina. Cei doi soți au fost găsiți de către autorități în Marea Britanie după ce au fost dați în urmărire internațională pentru contrabandă. Ambii au fost condamnați definitiv într-un dosar care vizează o grupare de 24 de indivizi. Aceștia au fost acuzați că vindeau țigări și alcool aduse din Ucraina în piața din Suceava. Ancheta în acest caz a început în 2015, iar în 2016 au fost făcute mai multe percheziții, în urma cărora au fost găsite bunuri în valoare de peste o jumătate de milion de lei. Din cercetări de la acea vreme reiese că cei doi soți și ceilalți complici ai lor depozitau țigarete și alcool de proveniență ucraineană pe două proprietăți din spatele pieței mari din Suceava. Ulterior, marfa era vândută ilegal atât în piață cât și în alte locații. Gruparea a fost trimisă în judecată, însă cei doi soți au reușit să se sustragă condamnării primite, însă doar pentru scurt timp. Bărbatul în vârstă de 44 de ani avea emis pe numele său un mandat de executare a pedepsei cu închisoare de 5 ani, în timp ce partenera sa de 48 de ani a fost condamnată la 4 ani și 8 luni de închisoare. La data condamnării rămase definitive, cei doi soți au fost de negăsit, însă în urmă cu doar câteva luni, oamenii legii au reușit să le dea de urmă. Aceștia au fost găsiți în luna martie în orașul Manchester din Marea Britanie, moment în care au început și formalitățile de extrădare. 4 luni mai târziu, cuplul de contrabandiști a fost adus în țară de către poliția română.